Aproximativ 60.000 de oameni s-au aflat în acest weekend pe litoral românesc. Distracția pe plajă a fost întoi, iar turiștii care au petrecut în Eforie Nord spun că prețurile sunt acceptabile. E foarte bine, atmosfera e foarte frumoasă, valurile sunt superbe și vremea e foarte bună. Cum vi se par prețurile aici în Eforie? Sunt acceptabile. Chiar în acest, de la început de sezon, chiar sunt acceptabile. E frumos. Da, e cald, super. În Brașov, în concediu de odihnă, 2 săptămâni stăm, că suntem la Techirgăl, acolo la tratament. În rest e bine, e bine, ne bucurăm. Știți cum e? Facem și tratamentul și am văzut și marea. Deci 2 în 1. Odată cu numărul mare de turiști, salvamarii trag un semnal de alarmă. Tot mai mulți oameni se aventurează după geamandură. Da, într-adevăr, avem o afluență ridicată de turiști pe sfârșit de săptămână. Marea este destul de calmă, nu este chiar de steag roșu, nu este furtună, nu este deocamdată, nu s-a montat. Le recomandăm să fie atenți, să fie vigilenți, atât pentru copii, să aibă grijă de copii, să nu-i piardă, să nu se rătăcească. Și în rest, distracție la mare. Specialiștii spun că anul acesta, datorită ridicării restricțiilor de COVID, este posibil ca numărul turiștilor de pe litoral să fie cel mai mare din ultimii ani.